Asta e ultima ninsoare. Ce ai spus? Nimic, nimic. Am spus că asta este mai mult ca sigur ultima ninsoare. Acest spectacol care este o ferie este în același timp poetic, tandru, profund. Dar vă dau de pe săptămână. În plus, cine stă în spate și privește ce se întâmplă cu copiii, este un alt spectacol. Adică este fabulos să vezi pe copii venind, înghesuindu-se. Nu credeam că eu pot să fiu eu însumi emoționat, nu atât de textul meu, cât de ceea ce poate da el în mâna altor oameni pasionați. Pentru că eu am fost întotdeauna un om pasionat de cuvânt, de povești, de transmitere. Și acum îmi venea în minte cine este de fapt omul de zăpadă. Adică, sigur, există o interpretare unică, dar plus mi-a spus, de fapt, noi artiștii, asta trebuie să vedem. Să ne topim dând altora ceea ce natura, Dumnezeu, galaxiile, viața pus în noi. Această piesă, sigur că ea se rănește din copilăria mea, din dorința mea de a scrie pentru copii, din experiența mea personală, din multe lucruri. Iar cea de-a doua piesă, Migrații, care este montată aici și că sunt acum, care este aici, că salut și îmbrățișez și cum preview grai acum pentru cea montat, această piesă este cu totul altceva, diametral opus, este născută din activitatea mea de jurnalist, de observator al lumii, de observator al erorilor umane, de om care iubește Europa și vede cum ea e în pericol, de om care vede drame despre care noi nu știm uneori să le descifrăm, nu știm ce semne sunt aceste drame, ce anunță, poate drame și mai mari. Deci această piesă Migrații, care și ea e montată cu marionete, cu totul alt registru, până la 16 ani, am impresia că nu sunt totuși invitați copiii sau vadă. Umorul meu, care este de o anumită factură și durerile mele de jurnalist se topesc în această piesă. Domnul Cristian Pepino vine cu universul lui și cu răfuiala lui cu lumea și se simte bine în acest text, ca să mai spun eu, că actorii care încarnează personajele este cu totul altceva. Bravo, fraților, ați reușit! Era să uit. Când ajungeți la granița cu Germania, puneți pe voi un tricou cu un chip cu Angela Merkel, să vă ajute. Am la mine unul. 5 dolari bucata, iar... Bravo, oamenilor, ați reușit! V-am spus ca să vă mai adoră cu mine, cu bilet, fără bilet, cu invitații, fără invitații. Ați reușit. Un autor are mai multe săgeți, același art, dar săgeți diferite. Există un singur trunchi comun în tot ceea ce am scris eu. Poezia. Niciodată nu m-am îndepărtat de poezie. Am început ca poet, am crezut în poezie, poezia a fost aspirată de teatrul meu, de romanele mele și atunci când nu știu să transmit un mesaj, folosesc o imagine poetică. Acolo unde se blochează cunoașterea, după părerea mea, omul utilizează semnele religiei sau semnele poeziei.